Am făcut French toast, urșii mei, și o să punem miere acum peste. Ia uitați ce mișto arată. Puh! Și ce bine miroase, la vanilie, a scorțișoară. Abia aștept să mănânc. Hai să mai punem o linguriță totuși. Da, super, cu miere de salcâm. Mamă, ce poftă mie. Abia aștept să mănânc. Astăzi am poftă să-mi fac niște friganele, fraților, pentru că am găsit albuși de ou la Lidl. Din asta de 500 de grame. E foarte bun, are foarte puține calorii. Vedeți, are 43 de calorii. Oul întreg are mai multe calorii. Pentru că în gălbenuș sunt grăsimi, mă rog, și sunt mai multe calorii. Asta este foarte bun, are foarte multă proteină. Are 10 grame de proteină pe 100 de grame. Așa că o să facem niște friganele proteice, da? Cu foarte multă proteină. Mai avem aici scorțișoară. Avem o esență de vanilie. Avem pâine. Pâine din asta de secară, puteți să folosiți orice pâine. Și pe deasupra vom pune niște miere să o îndulcim. Miere de salcâm de-a noastră, de la Miere TVO, o banană și niște căpșuni. Haideți să începem. Prima dată o să torn tot albușul ăsta de ou, 500 de grame. O să-l torn aici. Dacă nu găsiți albuș de ou, puteți să separați ouăle sau puteți să le puneți și întregi, dacă nu vă deranjează numărul de calorii. Eu sunt la dietă momentan, mai am de slăbit vreo 14 kg, să ajung la 50 kg slăbite. După care punem esența de vanilie. Hai să vedem dacă curge. Ha, ieși. Așa. Habar n-am câte felii o să iasă, o să vedem. O să vedem la sfârșit câte felii de pâine o să folosim. Dar eu vreau să mănânc vreo 3-4. Punem niște scorțișoară. După ochi, așa. La o cântăre sau ceva. Mie îmi place scorțișoara, așa că am pus destul de multă. Și acum trebuie să amestecăm toată nebunia asta. Ok, am amestecat toate ingredientele, miroase extraordinar de bine. Haideți să mergem aici. Să aprindem blițul mai întâi, să pornim focul. Și încingem o tigaie. Vom lua patru felii de pâine, le aruncăm aici, da, să se moaie, să absoarbă cât mai mult lichid. Le întoarcem. Așa, și apoi le punem în tigaie. Dacă nu vă deranjează caloriile, puteți să puneți niște unt în tigaie sau niște ulei, eu nu-mi doresc. La fel, dacă vreți să mai reduceți din calorii, puteți să puneți niște îndulcitor artificial aici, în loc de miere. Eu prefer să-mi pun miere pe deasupra, pentru că este mult mai sănătoasă. Așa, și așezăm toate feliile în tigaie. După aia o să dau eu focul mai încet, pentru că nu vreau să se ardă. Ok, cam așa arată. Le facem la foc mic. Și apoi revenim cu rezultatul. Ok, urșii mei, și acum haideți să mâncăm, pentru că mi-este foarte, foarte poftă. Am făcut și cardio, ia uitați aici, avem patru felii de French toast, de friganele, adică. Am pus fructe, am pus banane, am pus căpșuni și miere, bineînțeles, am pus două lingurițe de miere. Haideți să le gustăm, să vedem cum sunt. Băieți, dacă vreți să mai tăiați din calorii, puteți să folosiți îndulcitori artificiale, din aceea cu zero calorii. Însă, eu am vrut să folosesc miere pentru că mierea este foarte bună. Nu prea mă feresc de carbohidrați, mai mult mă feresc de grăsimi. Mamă de bune! Nu vine să cred. Super, super bun. Superb, extraordinar de bun. N-am mai făcut niciodată, sincer, să fiu această rețetă. Însă, am văzut și la cineva pe Instagram și mi s-a făcut poftă și am zis să încerc. Am căutat pe YouTube, am văzut rețeta. Și e foarte simplu de făcut. Scorțișoara îi dă un gust foarte bun. Scorțișoara, esența de vanilie, mierea asta la fel. Mă
Doamne. Senzațional. Ia stăți așa să dau eu două felii la o parte. Să mai punem aici niște miere. Ia uitați ce miere șmecher avem aici. Din asta de salcâm. De la noi. Foarte, foarte bună. 100% naturală. Așa. Deci până la urmă am pus 3 lingurițe de miere și 4 felii de pâine. Puteți să vă puneți câtă pâine vreți voi, să vă faceți câtă vreți voi. Nu mi ajung 4 felii. Încerc să am 4 mese pe zi. Sunt la dietă, după cum știți. Am deslăbit. Mai am deslăbit vreo 14 kg. Ca să fie 50 de kg slăbite. Așa că nu putem să punem foarte multă pâine. Dar oricum, porția asta e super bună, super mare. Wow! Extraordinar! Trebuie să le fac și alor mei, pentru că e prea bun. N-am și banana în combinația asta. Foarte tare. Sunt un pic transpirat pentru că am făcut cardio. Am fost la sală astăzi. După aia am venit, am mâncat și m-am apucat să fac cardio. Acum tocmai am terminat cardio și m-am gândit să fac repede rețeta asta, să o mănânc, pentru că mi-era foame, aveam poftă de ceva dulce. Eram curios să încerc și efectiv mi-era poftă de niște frigănele. Super bună. Chiar o să mai fac, o să mai încerc. Vă zic, e destul de mare porția asta. Aproape m-am săturat. Mi-a venit câteva bucățele. Puteți să puneți ce fructe vreți voi, dacă vreți să puneți afine, să puneți, nu știu, mure, zmeură, orice. Sau puteți să nu puneți deloc fructe. Însă fructele sunt foarte sănătoase. Și au puține calorii. Iar în combinație cu proteina de la albușul de ou și pâinea asta, la fel, are foarte multă proteină. Are 10 grame de proteină pe 100 de grame. Fructele în combinație cu proteina asta oferă o masă extraordinară. Și pentru masa musculară și pentru slăbit. Este și dulce, este și sănătoasă. Ia să vedem, să mai vedem mușchiul. Mamă, deja abia aștept. Abia aștept să mai slăbesc. Să se vadă mai bine. Momentan am 110 kg. Nu știu când o să vedeți voi clipul ăsta. Probabil că o să-l vedeți mai încolo, săptămânile următoare. Dar momentan am 110 kg și mai avem de slăbit 14 kg să ajung la 96 de kg, să se facă 50 de kg slăbite. Dacă sunteți alături de mine, nu uitați să lăsați un like și un comentariu, pentru mine ajutați foarte mult, mă motivați foarte tare și mă ajutați cu algoritmul YouTube-ului, mă ajutați să apară clipurile mele în recomandatele și altor persoane, astfel să mă urmărească cât mai mulți, să se inspire din transformarea mea și să înceapă și eu o perioadă de slăbit, de a pune masă musculară sau chiar o recompoziție corporală, exact cum fac și eu. Dacă sunteți curioși ce o să mai gătească șeful meu personal și câte kilograme o să mai slăbesc, uitați-vă în seria Autoslăbește, pentru că acolo aveți toate clipurile cu fiecare săptămână din transformarea mea. Dacă vreți să vedeți și alte clipuri în care mănânc, în care fac mukbang-uri din acestea, intrați în seria Automănâncă, pentru că la fel acolo o să găsiți o grămadă de clipuri în care mănânc. Nu uitați să vă abonați, să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through.